Da? Deci o să mergem în partea aceea să vedem dacă găsim ceva acolo. În cea de-a doua zi, Cătălin s-a trezit de vreme dimineața și și-a luat rucsacul cu provizii în spate. Hotărât să găsească cel puțin un obiect istoric, și-a început căutarea ducându-se într-o direcție diferită față de ziua precedentă. Plimbându-se pe sub copaci și prin iarbă, Cătălin observa cu atenție fiecare detaliu și încerca să găsească ceva care să-l ajute să-și atingă scopul. Dar la fel ca și în prima zi, a tot mers și căutat, dar fără niciun succes. Cu toate acestea, Cătălin nu s-a lăsat pradă disperării. Știa că trebuie să încerce chiar și mai tare și să nu renunțe. A continuat să caute, să examineze fiecare piatră sau fiecare ramură din calea lui, sperând să descopere ceva special. El știa că astfel de obiecte istorice sunt rare și că este necesar să își crească capacitatea de observație și să caute mai atent. Așa că în a doua zi a căutărilor, Cătălin a decis să încerce singur să exploreze zone noi unde nu a mers în prima zi, să se concentreze la detalii și să aibă mai multă răbdare. Cătălin a simțit o ușoară neliniște în momentul în care a auzit un sunet ciudat și misterios. Deși suna familiar, nu putea identifica exact ce era. S-a ridicat și a căutat cu privirea în jur, încercând să descopere sursa sunetului.